Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Din nou pe canalul 36. De data aceasta sunt cu încă 2 sau, da, 3 pescari care s-au dus acolo unde am pescuit noi pe partida anterioară. Iar eu m-am oprit aici la pod pentru că aveam lipitorile acelea, am și râmă neagră. Anii anteriori, aici am prins și eu ceva somotei frumușei. Alexandra mi-a zis să văd care-i treaba, poate prind și eu niște bibani de saramură, că este poftă. Așa că profit de vremea asta bună, cum ar veni înnorată pe căldurile astea, e o vreme bună. A plouat de dimineață, chiar că e înnorat cerul. Doar ce am ajuns, aici voi pescui, voi arunca vreo 2-3 lansete, să văd care-i treaba. Una, două pe somn, una pe porumb, vedem, pun una pe lipitoare, pun una pe râmă neagră pentru biban și una pe porumb, să văd dacă am activitate. Dacă mă distrez, e posibil să rămân aici, dar dacă nu am activitate, voi merge în partea cealaltă, la sălcii, acolo unde am pescuit pe partida anterioară. Apa nu arată chiar atât de bine, e mai tulbure parcă, și Dunărea mi s-a părut tulbure. Am prins noi pește și pe apă și mai tulbure. Vom vede. Așa că m-am adus aici lansetele. Mă pun să montez 2-3 lansete, să dau un el. Sper că o să am activitate. Bele. Vremea e bună, e bună, bună. Opa, și am și o primă trăsătură. Ia să ved ce avem aici. Cred că vreun cărășel, ceva. Deci carasul e pe poziție, fraților, fiți atenți, carasul frumos, carasul da, e pe poziție. Am avut o trăsătură mică la râmă neagră și una la lipitoare, da, nu știu, probabil racul ceva, nu știu. Și am venit acum la lanseta asta, ia uitați, crocodilii, avea un crocodil, ia, trage la lipitoare, dar trage foarte încet, cred că e racul. Îmi jumulește lipitoarea. Bă, lasă lipitoarea în pace. Lasă lipitoarea în pace. Da, am buruiană de asta. Doar ce am scos lanseta și aveam buruiană pe ea. A început să vină buruiană. Una bucată crab, da? Și drill-ul a fost foarte șmecher, nu pot să-mi dau seama de ce nu s-a filmat. Știți, problema mea veșnică cu camera. Ce e aici, mă, că tot trage așa în continuu. Vibanaș, un vibanaș. Trăsătură frumoasă aici. Ia să vedem. Ah, rateu. Rateu, dar a fost trăsătură frumoasă. Ia să vedem, am avut trăsătură aici. Mi s-a alăturat o gașcă din cartier. Băieții se instalează și ei. Am mai luat mai devreme un caras, mai frumos decât cei pe care îi aveam. Am 4 carași la să joc. E bine. Aoleu, mi-a aruncat bărcile astea să joc cu pe mal. Fiți atenți. Fiți atenți ce mi-a făcut aici. A trecut o barcă și mi-a aruncat să joc cu pe mal. Numai ce. Nici nu mi-am dat seama. Da. Că eu am fost la băie să-i salut. Ia fiți atenți. Am 4 carași.
patru cărași. Frumos. Avem ploaie, oameni buni. Îi dă, dă. Nu mă așteptam la atâta ploaie. A zis că doar dimineață 2 ore și văd că deja e mai trage. A luat-o vântul, Silviu, ai văzut? Hai că e ca lumea. Am mai rupt una acum, recent. O rup și pe asta. Face Silviu aici piramide? Gata, Silviu, că te plouă tot. Trece aici sub ea și las-o așa. O ținem cu mâna. Avem ploaie. Ploaie ca lumea. S-a oprit mai devreme puțin și a luat-o iarăși. Cerul e gri. Nasolica. Stau aici sub umbrela. Să sperăm că va înceta. Scot niște crocodili de aici, s-a terminat. La lanseta asta la fel. Ia uite ce aici. Hai lei. Hai lei câtă buruiană. Hai lei. Stau în mașină și urmăresc lansetele. Plouă de sparge. Plouă de sparge. Atenți ce dea brădiș aici. Ia uitați. Brădiș. Am scos crocodaila, nu? Mamă. Cârligul gol. Bineînțeles. Alimentăm. S-o scot și pe asta altă. Încă burează. Dar nu vrea să se oprească. Neam. Adidas și că e dificil pe aici. Piatra asta nasul. Al doilea crocodil sau al nouălea sau al zecelea, nici nu mai știu al câtelea. Ha? Deci a avut unul pe dedesubt și l-a și pe ăsta pe deasupra. Sau mi-a rupt toată mântura? Deci nu mai înțeleg. Au fost mai multe smucuri. 3-4 smucuri. Opa, așa. Ceva frumos. Bă, da, bă, da, ce bine arată, bă. Fiți atenți. Semnale sonore de la navele care stau aici pe brațul Chilia. S-a oprit ploaia și sper să vină vremea frumoasă să pot să pescuiesc. Cred că astea aici nu mai zic pline de buruiene. Opa, avem un foc aici. Am frig afară, fraților. Îl tot urmăresc de vreo 3 ore, să zic așa. Nici o drăsătură. S-a oprit ploaia. Apa e super caldă. Nu cred că se vede nimic. Apa este super caldă. Și nu trage. Mai devreme băieții au scos un caras. Dar cred că de când era lumină n-am mai văzut pește. Sperăm că o să avem trăsători în seara asta. Câte ceasul, câte ceasul? E 2 ceasul. Ora 2. Și încă l-așteptăm. Nu cred că e trăsătură.
M-a nebunit toată noaptea cu buruienile. N-am dormit deloc. Nu cred că e trăsătură nouă. Cred că a agățat vreo buruian. Uf, uf, uf. Am văzut-o și pe cealaltă, mișcându-se mai devreme. Ia să vedem. Asta prea vine așa. Ia uitați-vă. Cum ești, mă? Băi, Silviu! Dai lanseta asta, o ai la deal încoace, frate! Ai dat peste amele cu ea! Am prins o batcă. Frumoasă batcă. La lipitoare a intrat. Am zis să dorm o oră și încă n-am ațipit. Încă nu ațipisem și că mă uit mai atent la lansete. M-am întins în mașină, îmi pornise motorul. Căldurică. Da. Păi uite-i peste mine încoace, nu știu cum e. A? Nu știu, frate, deci... Cred că i-am aruncat în colo. Ai firul încoace peste mine, ia vezi, poate ai vreun pește. Ia vezi. M-a trezit căldura. S-a încins tabla pe mașină, cred că... Mamă. Ora 8:20. Silvia meu aici a prins o roșioară numai ce. Roșioară, Silviu? Da. Opa, așa. M-am trezit, am mâncat și eu puțin. Mi s-au aud mațele. Eu am mâncat și mie mi s-au aud mațele. Da. Văd că n-am să-mi trezi nemișcat. Ce treabă? Am să mă pun să le scot, să le verific. Dar nu m-am odihnit deloc. Bă, am stat toată noaptea, mă. Am stat toată noaptea, bă. Și măcar o trăsătură, bă. Am stat așa degeaba, bă. M-am tot ambiționat să stau. Da. Ce tulbureală vine. Nu. Ceva s-a schimbat. Toată activitatea am avut-o ieri, după amiază. Bam, 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 câțiva cărași. Crapul acela și după aia a început ploaia și după ploaie nimic. Toată noaptea, seară, toți băieții cu lansetele la apă. Acum de dimineață au intrat câțiva cărăși aici la tovarășii mei. Și cam atât. A adus canalul multă buruiană. Cred că de la ploaia de ieri. Apa e tulbure, tulbure, tulbure. Sunt nori așa, ia uitați. Cel puțin prin malpa aici e foarte tulbure. E dânsul aici sub pod, nici el n-a prins nimic.
Nu știu, văd că m-a agățat. Bă, dar ce fir a luat, ai văzut? Haide mă, frate. Bă, a dus-o în prag, ai văzut? Da, mă, e prag. Nu știu dacă mai e el, dar a tras frumos. Dar n-am aruncat... Zic, n-am aruncat-o departe, mă. Nu, nu e prag acum, cu Adriana, de aia l-am trebuit acolo. Jean Banc. Bă, ce-mi face, bă, fii atent. Lasă-l jos, Silviu. Că o să o las așa, poate iese de acolo, mă. Dar eu știu. Oricum, a tras frumos. Nu știu dacă mai e acolo, dar... Ați văzut, mă, ce trăsătură? Da. A plecat-o, gen, zzzz, și-a luat fir și deodată s-a oprit. Cred că s-o fi băgat în prag, oare? Dar nici nu mai schițează nimic lanseta. Da. Am să-l las așa, să vedem care-i treaba. Ia fiți atenți ce face ăsta aici. Cred că ăsta e ăla de ieri care a trecut cu toate chestiile alea pe el. Era plin de crengi rupte din copaci. Hai, fiți atenți ce nebunie pe canalul ăsta. Ne-ai zăpăcit tot peștele, ce să mai. L-ai nebunit de cap. Trăsătură. A? Dar odată a tras. A? Odată și atât. Dar ce trăsături rare. Cealaltă e ruptă. Foarte rar, dragi. Și mai vine un nebun cu dita mai barjă. Da, nu, ne fac ăștia de comandă. Ia mă, ce s-a întâmplat aici. Ai agățat vreo buruiană sau vreun pește? Are pește, mă. A, are un ciortănaș, mă. Ia uite ce ciortănaș mitită. Bă, ce faci, mă, zrup gura, aiurea. Ce tulbure e. Foarte tulbure. Am zis eu că e buruiană, dar are și un pește. Oh, are un crab frumos. Are un ciortan el, dar să-mi pun lanseta aici puțin, să-mi aduc miciogul. Are un ciortan el. Dar e mitit el. Nu cred că am ce să păstrez. Ia. Ciortan sau cărăsaină? Ce e aici? Ciortan. Hop, hop. Un crăpuștean. Să zic că are un kil. Banditul. Ciupe, ciupe. Ia uitați-l, mă. Ai doi ce am prins dimineața și le-am dat.
De asta așa? E, na. Nu cred că era ca asta. Așa? Glumesc. Păi tu crezi că o să-l țin? Fugi, Mister Ciotănel! Haide! Totuși apa tulbure. Foarte tulbure. Oameni buni, n-avem trăsături. Canalul a început să fie din ce în ce mai tulbure. Aduce o grămadă de buruiană. Astea deja le-am agățate, au buruiană în ele, sigur. Ia fir încet, încet. Am hotărât să strângem. Deja mai sunt câteva... Noroc, sănătate! Da. Sperie prigoriile ele. Sperie prigoriile, mă. Va tot 36 de la parte. Da. Deci, ne punem să strângem. Nu avem trăsături. Buruiană multă. Apă tulbure. Vrem să mergem la Dunăre. Încercăm și la Dunăre. Cam asta e de aici, de pe canal. Și am ajuns la locul favorit. Băieții curăță pește. Liviu umflă salteaua că e somn. E obosit. Cred că voi pescui acolo. Dar e loc frumos. Aici e apa adâncă. Sperăm să împușcăm și noi ceva. Minciogu, pardon. Haide. Și prima trăsătură vine? Da, da, stai. Este, da. Moacă. Frumos, mamă, bine. O moacă frumoasă. Bravo. Bravo. Am pus rămuroși. Bravo. Uite, e acolo, bro. Eu zic că e prins. A? Nu? Ori e mic? Este, mă. O plătică. Cred că au jumătate de oră de când le-am aruncat. Una a mișcat atât la râmă neagră. În rest nimic. Și ne apucăm de chestiile stomacului. O să gătim. O să gătesc. Da, am săpat groapa. Băieții au curățat peștele. Prima dată îl prăjim și apoi îl transformăm. Trăsături n-am. Una singură și foarte mică la râmă neagră. Am și eu o trăsătură, în sfârșit, mai faină. Ia să vedem ce e aici. A scăpat, mă! Trezim pescuitul. Frumos răzan. Am tăiat aici ceapă. Ardei roșu. O căpățână de usturoi. Și o ciușcă, iute. Octa vapor. Lansetele nemișcate momentan. Am două încrucișate. Hop, ce-a sărit avatul acolo? A mai sărit de câteva ori acolo, în locul acela. De la vânătoare acolo. Mal aici abrupt, bam, și curentul ți-aduce montura mal.
150 de grame, tot aici îi aduce. Mai mare nu-i mai pun. A? Este? Bă, ce trăsătură, bă, ce trăsătură, bă. Nu e, mă, frate, nu e. Bă, la brânză, bă. Vine băiatul cu minciogul. Plătică de aia, șmecherică. Sau murunaș. Murunaș, bă, bă, ce e ăsta, mă, mâncați și ochită. Ochioasă, mă. Nu e. Nu. Bă, dar ce bine arată cap. Ia. Murunaș, mă. Murunaș. Ia uitați-mă, murunaș. Dar ce murunaș frumușel. Bă, ce agățătură șmecheră. Așa da. Frumos. Trăs bine. Cioacă? Murunaș. Mamă. Hopa, hopa. Opa, gândim, stai. Tu stai așa, că tu ești de... Tu ești de pe-n stran. Așa că nu e așa. Da, ce să mai, frumos, adevărat. Bravo, cap. Silviu. Da, e în el, nu? Săracul Silviu a prăjit tot peștele ăsta. O grămadă de pește. Mai sunt 3 în sajur. Mai erau, sunt 3? Da, erau vii. Păi nu, nu-i mai prăjit. Nu. Poate mai încolo, da. E și un morunaș acum. Frumos. Da. Am pus și hamacul. Pe relaxare suntem. Relaxare total. Da, eu am băgat un caras bun. I-am dat cu oțet, l-am mai. Bele. Așteptare, trăjit. Pe gumele. Opa. Arde-i ceapă. O ciușcă. Bele. Olev, olev. Ce se petrece aici. Olev, olev. Am băgat acum roșii tocate mărunt. Bam. Facem prăjeala asta. Și după aia am să pun un sos de roșii. Ca să fiarbă. Opa. Bele. Plutica care vrea să evadeze. Ha! Nici n-am apucat să o filmez. Fiți atenți. Deci din mă a căzut în apă, am coborât să iau. Am o plătică. Băgăm crapul. Am băgat carasul. Frumușel. Să mai las și aici sau să mai bag oare? Cred că mai bag un caras, a? Mai bag un caras. Îl bag pe ăsta că e mai țapă până așa. Da. Și un de-asta de crap. Și vom vedea cum le am învârtit aici. Puțin, puțin, nu mult. Doar cât să ia sus așa. Deci n-am ce să mai umblu aici. I-am pus și verdeața. E tare șmecher. E frumos. Și cam aia e.
Bă, dar ai observat? Silviu e pe ele acolo, adică cu mâna aproape de ele, adică. Da. Nu trebuie. Frumos. Mamă, ce fel am înfipte. Îl tot aștept. Nu vrea să-și facă apariție. Am auzit săritură, mă? Mamă, ce fel a sărit este? Vai. Ne punem la hamac. Așteptăm plachia să se răcească puțin. Sunt niște vinete pe grătar. Țac-apac. Să vedem. Sperăm să nu avem țânțari în seara asta. Dacă avem țânțari, am pus. Am pus. Nu știu, oricum am la mine vreo 10-15 cofragi de ouă. Dau în ele. Buf. Hai mă, peșticule, mă. Dă-te aproape. Tot din hamac. Nimic. Nimic, nimic. Așteptăm. Sperăm să vină. Gata, fraților, nu știu cum să vă zic, dar mie mi se pare că arată super bine. Mă pun să dau în el. Ce să mai... Vedeți când le trebuie aici? Oh. S-a terminat. V-am pupat. Ce bun e asta. Da, maxim. Bă, ce sărituri sunt alea, mă, frate. Oameni buni, ne punem la masă. Niște castraveți extragem de aici, de la salina Cetalchioi. Frumos, ia. Treaba-i treabă. Deja am gustat peștele. S-a terminat. Ce să mai zic? Blană. Liviu, hai la masă, tati. Avem un veteran aici. Hai la masă, brother. Am o păsărică pe lanset. Da, nu știu ce păsări. Ce-o fi, Silviu? Nici eu nu știu. Are, da, ciocul lung și pe dedesubt penajul albastru. Ia uite, op, a luat ceva din apă și a fugit. Fai. Să știți că avem țânțari aici. Am pus eu mai devreme cicadă pe lanseta de spinning, am scos o lansetă, dar degeaba. N-a mai sărit. A avut vreo jumătate de oră când a sărit în continuu. Și apoi stop. Nu avem trăsături. Stăm pe el. Se aud sărituri puternice. Stăm la foc. Doar ce ne-am trezit. Cam târziu, ce e drept, dar am mai stat aseară pe ele, n-am avut activitate, dar să vedem care e treaba azi. Am aruncat deja două, nu știu, una e pe buchet de râmă neagră și una pe râmă roșie. Acum să văd care e treaba. Le fac și peste alte două, să le arunc și pe asta. Am dat puțin la spinning mai devreme, după ce le-am scos, că eliberase în loc așa. Dar n-a vrut să intre la cicadă, nimic. Am vedea. Rămă roșie, rămă neagră. Ar trebui să miște ceva aici. Măcar trăsături așa, mici, dacă nu mari. Mi se pare că e la rămă roșie. Dar arată bine, ia.
O mucuță. Așa. Hai pișco. Așa. A intrat o mucuță, mă. Vedele? În sfârșit. În sfârșit. Nu, 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 e de la cameră, de la mine. Nu, senzorii lui Livka sunt, zi, sunt cu minței. Servesc un pește de la plachie. Hopa, hopa. Haide, mă. S-a auzit una aici. Ce, un șalău, a? L-a luat. Ohoho! 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 Asta da! Frumos, frumos, adevărat! Livka! O, asta da, mă! Vedeți, mă, fraților, ce pește e aici, mă? Bă, și noi am dormit pe noi. Mamă, ce fir! E mașcat, bă! E mașcat, bă! Haide, mă, nu te agăța, mă! Da, a scăpat, bă! Da, bă, a scăpat, bă! Ne-a încordat pe toți. Și șalău ăla și trăsătura mea. Suntem pe el. Cât o mai sta, că nu o să mai stă mult. Dar suntem pe lansete. Nu le-am mai neglijat deloc. Haide, mă. Stai pe buchet de râmă neagră. Văd că tot dă-n ea acolo. A găsit o plătica. Ce trăsătură! Ce trăsătură la asta mai înaltă aici? Despre ce vorbeam? Plăticile alea mari sunt pe zonă. Ho, 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 nebună. Ha, ha, ha. Ce plătică mare. Așa da. Asta da. Alarmă fals. E aici. Hai, plătico, vino încoace. Morunaj direct, da, frumos. Da, frumos locul. Nu mai pescuisem pe locul ăsta, însă am mai pescuit pe lângă locul ăsta. Dar e chiar frumos locul, plăcut, mai ales aici. Șmecherie.
frumos. Chiar îmi place locul. Arată bine. Opa, am și trăsătură. Hai, mă. Aici, aici a tras. A încercat. Miștorocu. Strângeam hamacul. Gata. Încet, încet strângem. Doar ce au plecat băieții, eu încă am lansetele la apă. Am zis să mai stau vreo oră, două. Poate mai ciugulesc vreun pește. Mai e și timp. Abia e unul. O să dau puțin pe aici la spinning, să vedem care-i treaba. Locul e super. Frumos, frumos. Tot se pescuiește aici. Ce liniște e. Numai mulineta mea scârție. Sălbăticie. Sălbăticie curată. Am tot dat la spinning, dar nu... Nu am avut niciun atac. Nici pe lansetele astea aici văd că nu mai trage nimic. Cred că dimineața e activitatea lui aici și după amiază. Îl tot aștept. Au fost aseară țânțari, nu mulți. Vreo jumătate de oră, o oră așa, a venit odată o invazie, bam, de ne-am speriat cu toți. Am aprins pe aici fumare, cofragie, alifii, spraiuri, până la urmă urmei au fugit. Da, ce liniște! Ce liniște. Sirenele de război, alarmele se auzeau la ucraineni. S-au auzit și mai devreme și s-au auzit și azi noapte, toată noaptea. Dacă n-au mai sunat în continuu. Pădure bătrână aici. O dure bătrână cu arbori groși. Foarte groși. N-am fost mai încolo, dar ci că e o salcie de vreo 3 ori mai groasă decât asta. Lumea a plecat. M-a lăsat pe mine să mă lupt cu pești. Dar ce mă lupt cu ei? Cu oțet dau un el ca în Bosnia. Bun. Bun tare de tot.
tot aștept să tragă. Au trecut la vapoare, Doamne, multe tare de tot. Și nu mai vapoare de astea babane. Ăsta ciomaș. Cereale, ciofe. Mamă, ce babane și ăsta. N-am avut așa activitate multă, dar oricum, din când în când am mai tras câte un pește, nu zic că... M-am plictisit partida asta, nu m-am plictisit deloc. Frumos ar fi fost pe 36 dacă nu ploua acolo. A început bine partida, luasem vreo 3-4 carași, crapul acela, acesta de fapt. Dar apoi a venit ploaia și s-a tăiat tot. A început să vină apă tulbure. Foarte multă buruiană. Ia fiți atenți ce vaporoi. Dacă n-au trecut de astea în continuu. Și petroliere și multe tare. Aștept. Am o trăsătură mare dimineață, dar n-a vrut. L-am adus până în mal și s-a dus. S-a tot dus. Era un pește frumos. Dacă nu mă înșel, era o plătică din Dracea mare. O plătică din Traia Babană. Beton. Nu
pot compara cu nimic. Momentele astea. N-ai cum. Cred că mai îmbalotești un cărășel și cam aia. Restul lăsăm la șacali. Nu vrea și nu vrea. Și cam asta e treaba. Ia să fac eu eliberare aici la peștișorii ăștia. Deci nu știu de ce i-am adunat. Ca să-i chinui puțin. Ia să pun asta. Văd că nu vrea să mai tragă. Nici pe râmă, nici pe nimic. Gata. S-a tăiat de tot. Am văzut dimineața activitate. Ia să vedem. Hai că trăiesc. O să trăiesc în continuare. Ia veniți voi încoace. Ia veniți voi aici la tata. Opașa. Ușor, 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 că vă dau drum. Nu vă mai zbateți. A, deci sunt 4-5 pești. Plăticile astea nu știu de ce se înroșesc așa. Dă sângele în ele. Ia fiți atenți. Fugi, mă. Dă-i drum. Ești liber. Nu te mai întoarci încă. Fugi. Și asta e frumos. Ia. Arată rău nici asta. L-ați luat eroare aici la juvelnic. Și murnașul arată bine. Opa, murnașul a fugit, s-a eliberat singur. Și somotelul oricum era prea mic. Prea mic. Dă-i drumul și cu barosane. Gata. Spălsa jocul. Lasă-se usuce. Dacă va mai fi vreo trăsătură, bine, dacă nu. Cam asta e partida, fraților. Are pește locul ăsta, dar aici se lasă așteptat, am observat. Și vara trecută, când am fost pe zona asta, tot așa am prins plătici mari, murunași mari. Da, cam asta este, fraților. Vă mulțumesc că țineți aproape. Toate bune și frumoase. Nu știu unde îi dau data viitoare. Să vedem. După cum e și vremea. Partida asta am prins cu ploaie. N-am ales locul potrivit de la început. Dar una peste alta, i-am văzut culoare. Oh, niște tentative de trăsături pe aici, foarte mici. Vă salut! Să ne auzim numai de bine, țineți aproape pe lanseta cu lunetă. Facem frumos!